intră din nou la zoo alături de Robo, pasionatul de informații desenate în tabele grafice și diagrame. Suntem la țarcul zebrelor. Acestea sunt animale erbivore care se hrănesc cu iarbă, frunze, crenguțe, scoarță și muguri. Cred că aș putea să-ți prezint o diagramă. Aici am reprezentat cantitatea aproximativă de hrană pe care o consumă o zebră pe zi. Și acum câteva provocări pentru tine. Privește cu atenție diagrama și răspunde întrebărilor. Ce cantitate de iarbă consumă zebra pe zi? Corect, 10 kg. Din ce este compusă hrana pe care o consumă cel mai puțin? Corect, crenguțe, scoarță și muguri. Care este cantitatea totală de hrană consumată într-o zi? Corect, 16 kg. A câta parte din întreg reprezintă cele 4 kg de frunze pe care le consumă? Corect dacă ai calculat întregul împărțit la 4 kg este egal cu 4, a patra parte. Și acum să mergem mai departe spre adăpostul jucăușilor lemurieni. Pentru cei mai curioși dintre voi care privesc cu atenție animalele și vor să afle mai multe despre ele, le pregătesc un desen de acest fel. Și a desenat o diagramă ciudată, unde a scris pe primul rând numele celor doi părinți lemurieni, Uma și Emu. Rita, Pepi și Noni sunt puiilor. Rita este cea mai cuminte, Pepi se ascunde sub buștean, lui Noni îi place să se cațere și să provoace. Acum, reține detaliile despre fiecare pui. Uite, îți las și puțin timp. Ai reținut? Acum urmărește cu atenție filmulețul și încearcă să descoperi numele fiecărui pui. Care se ascunde sub buștean, Noni care se cațără și îi provoacă pe ceilalți. Felicitări dacă ai descoperit și tu! Ne-am jucat împreună pe o diagramă. Poți folosi și tu acest model de organizare a datelor. De exemplu, îl poți folosi și într-un alt mod. Poți desena arborele genealogic al familiei. Aici ai un asemenea model. Nu ți rămâne decât să te informezi despre familia ta și să faci o schiță asemănătoare. Succes! Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste.